În perioada 27 și 28 februarie a avut loc Simpozionul Internațional Sănătate prin Educație, având ca organizator Școala Sanitară Post-Liceală Bacău. Suntem profesori. Prima parte a evenimentului s-a derulat în sala Ateneu, unde o echipă foarte bine coordonată de doamna președinte Lăcrămioara Mocanu a avut grijă ca totul să meargă strună, iar invitații din România și din străinătate s-au simțit ca la ei acasă. Doamna profesor psiholog doctor Lăcrămioara Mocanu, președinta Asociației pentru Promovarea Învățământului European. Mulțumesc frumos, Monica. Vreau să vă urez bun venit la Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, gazda dumneavoastră de astăzi, și vreau să subliniez că, de fapt, anfitrionii dumneavoastră de astăzi sunt Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, Școala Sanitară Post-Liceală Aslan și, nu în ultimul rând, Consiliul Județean Bacău. Vreau să subliniez că, de fapt, anfitrionii dumneavoastră de astăzi sunt Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, Școala Sanitară Post-Liceală Aslan și, nu în ultimul rând, Consiliul Județean Bacău. Încă de fiecare dată și la fiecare eveniment ne sunt alături să ne deschidă porțile acestui frumos lăcaș și vreau să mulțumesc pe această cale domnului președinte Dragoș Benea. La ora 10, doamna Lăcrămioara Mocanu a deschis oficial simpozionul și cu o precizie matematică a rostit numele fiecărui invitat și instituție prezentă la acest eveniment. Sănătatea prin educație și pentru educație este o direcție strategică a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Și din această perspectivă, Inspectoratul Școlar mulțumește Școlii Sanitare Bacău că s-a plecat prin natura activității didactice pe care o face asupra acestui subiect. Ceea ce fac eu, de fapt, este o mână întinsă a dumneavoastră către mine, iar eu către cei pe care i-am în fața mea, încercând pe cât să fac tot posibilul ca și acest limbaj, minocogestual, să fie cunoscut câtuși de puțin măcar elementele esențiale între, în relația asistent medical sau medic-pacient. Mulțumesc din Gabriel și merg la următorul partener în acest frumos proiect, și anume domnul rector Andy Pușcă de la Universitatea Danubius din Galați. Mulțumesc dumneavoastră, partenerului meu, omului de încredere, care de mulți ani deja, în diverse forme, a contribuit determinant la creșterea comunității Danubius. Mulțumesc și felicitări! M-ați emoționat să știți! Vreau să vă felicit pentru acest simpozion internațional. Vreau să vă felicit pentru că deja dumneavoastră, doamna președinte, ați făcut unirea cea mare cu cei de la Brăț, principatele, deci ați făcut unirea înainte. Noi sperăm, eu îmi doresc personal să, în 2018, când facem 100 de ani, cu frații noștri să fim împreună și să sărbătorim împreună, să fim în România Mare. Felicitări pentru
inițiativa și mulțumesc celor de la Bălți care au acceptat să facă această asociere cu dumneavoastră și așteptăm în continuare să dezvoltăm aceste proiecte în comun. Fericitări și succes! Din punctul meu de vedere, știți foarte bine, eu sunt adeptul unui stil de viață sănătos, am reușit să-i pun și copilului meu un stil de viață sănătos. Sunt pentru prevenție, sunt pentru sănătate, sunt pentru a preveni și nu a trata. De aceea, cred că m-ar interesa foarte mult și un punct de vedere al dumneavoastră privind această lege controversată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ioan Catanu. Sunt președintele în exercițiu la Lions Club Sfântul Gheorghe Bacău. Folosesc acești prilegi să transmit doamnei Lăcrămioara, care se vorbește pe numele mic, panionul personal al clubului și să, pentru tot ce a activat în nume personal până acum în viața culturală și medicală și promit că pentru viitor voi fi alături și poate voi putea să-i ofer și un o distinție internațională la Ioan Cu Bacău. Ofer din periuțele pe care le-am achiziționat noi pentru PSG. Aș vrea să cred că din școală vor pleca niște oameni. Noi trebuie să formăm oameni care știu să zâmbească, să fie empatici, să fie alături de cei în suferință și să nu mai vadă în cei care au nevoie de ajutor doar obiectul muncii lor. Și aș vrea să-i văd peste tot și în România și în străinătate, ducând această misiune umană acolo unde este nevoie de ei. Deci ăsta este mesajul nostru și trebuie să cere oamenii cu suflet și în școala aceasta sper că se pleacă cu sufletul pe teren, pentru că acolo este nevoie de alinare. Încă o dată felicitări, mult succes și țineți-o tot așa. Și noi mulțumim cu din lume care le primim de la dumneavoastră pentru activitățile desfășurate. Mulțumesc frumos și mă îndrept cu privirea spre domnul deputat Cosmin Necula. Dacă dorește să facă parte din echipa noastră, o să spun. Dragoste. Mulțumesc foarte mult. Sărbuna, bună ziua! Pot să vă spun că eu, în mijlocul dumneavoastră, mă simt acasă, deoarece 37 de ani am trăit între gărzile părinților mei. Îl văd pe domnul doctor Toron. Nu v-am văzut de 6 luni, domnul doctor, trebuie să-mi fac din nou analizele. Ultimele mi-au ieșit bune, sunt în parametri. Vreau să vă spun că sunt onorat de invitația dumneavoastră, pentru că din componenta în care am fost parte din viața medicală a părinților mei, am ajuns să trebuiască, împreună cu dumneavoastră, să punem în aplicare ceea ce fac părinții mei. Ceea ce faceți dumneavoastră. Toate aceste lucruri, la nivel de comunitate și nu numai, se pot realiza numai într-o echipă, într-o echipă multidisciplinară. Eu cred foarte tare în lucrurile astea și numai cu sprijinul comunității, cu sprijinul instituțiilor, noi putem să realizăm aceste lucruri. Mulțumesc frumos! Nu vreau să trec mai departe fără să ridic în aplauzele dumneavoastră pe fostul reprezentant sau fostul, cum să-i spun, care a făcut parte din echipa, din Consiliul de Administrație al școlii. Ne leagă o prietenie veche, ne leagă o... Și este sponsorul oficial al acestui eveniment și o să ridic în aplauzele dumneavoastră pe domnul Cristi Manolache. Câteva cuvinte, măcar ca și fost reprezentant în Consiliul de Administrație al școlii, cu mare drag și mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment. Mulțumesc, doamna președintă, pentru invitație. N-am să vorbesc ca un polițian, am să vorbesc ca un prieten al dumneavoastră.
care v-am cunoscut cu ani în urmă și în urma conversațiilor pe care le-am avut, mi-am dat seama că în fața mea am un om puternic, un bun profesionist, un om deschis colaborărilor și un om de angajament. Iată că nu l-am înșelat, v-ați angajat într-un proiect, l-ați adus la acest nivel și cu siguranță veți duce cu succes mai departe. Eu aș vrea să spun simplu, într-o frază, dumneavoastră sunteți un om de succes al Bacăului. Iar cei... cei care vorbesc nu ar trebui să treacă la fapte și oameni ca dumneavoastră să fie promovați și făcuți cetățeni de onoare ai Bacăului. Aș vrea să continui, aș vrea să mă opresc aici, dorindu-vă mult succes în continuare și să aveți încredere că Bacăul în viitor va fi pe mâini bune. Mulțumesc și mult succes! Pot să recunosc în fața dumneavoastră că creația acestui simpozion este a doamnei director Adina Albu, directorul Școlii Sanitare Cospiciale din Bacău. Ideea de la care s-a plecat și pe care ne-am dorit-o este de a vedea o echipă multidisciplinară. De obicei, reprezentanții din domeniul educației, reprezentanții din domeniul sănătății se întâlnesc mai rar. Sănătatea este un lucru pe care noi trebuie să-l prețuim în mod deosebit. Dar fiecare dintre noi merge pe un drum unic, merge pe un drum, îl privește dintr-un anumit mod. Acesta am dorit să fie un moment în care să se întâlnească reprezentanți din diferite domenii care să transmită comunității cum și-ar dori să ne ajute să ne păstrăm sănătatea. De asemenea, s-a dorit o întâlnire între învățământul preuniversitar și cel universitar. Deci puncte de vedere diferite, aceeași temă. Sănătate. Să fim sănătoși. Doamnei director Adina Albu și ca să pot trece la momentul următor, simbolul acestui simpozion, simbolul acestei conferințe este mărul nostru românesc. Toate aceste lucruri nu se puteau realiza fără sprijinul domnului, o să spun, profesor universitar dr. Rațiu Viorel, care este prezent în sală și care să mă ajute în a explica ce înseamnă mărul pentru noi, domnule inginer. Ce înseamnă? Fiindcă eu pot să spun, dar mai bine ca dumneavoastră, care sunteți de specialitate, nu ar putea să facă nimeni acest lucru. Vă simt onorat pentru invitația făcută să particip la un simpozion care înseamnă sănătate prin educație. Și atunci mi-am spus, cum se poate să fie educație fără natură, fără biologie? De aici trebuie să pornească, pentru că omul este o creație a naturii și niciodată el nu trebuie să rupă de natura de unde a plecat. Astea sunt rădăcinile, asta este energia și atunci orice politică comercială care încearcă să ne separe în folosul câștigului de natură, noi nu trebuie decât să o tratăm așa cum este ea, politică comercială, iar în educație să rămânem lipiți de natură. Și m-am bucurat că mărul, acest fruct care, i-am putea spune, regele fructelor. Concret, mărul este cel mai consumat fruct de pe glob. Pentru că el este un produs perfect pe care natura îl pune la dispoziție. Vreau să salut astăzi aici alături de noi pe doamna profesor universitar dr. Dimitriu de la Universitatea Vasile Alexandrii. Mulțumim, doamna profesor, pe doamna Iulia Dimitriu, nu mai știu numele de căsătorie, Iulia. Mulțumesc că ești astăzi alături de noi. Nu vreau să-l uit pe domnul Tocilă, de care eu sunt îndrăgostită. Trebuie să recunosc
Dumnealui este poliția locală Bacău care mă protejează. Mulțumesc frumos, domnule Benoni Păcină. Și sunt foarte multe persoane. Penitenciarul Bacău, doamna psiholog Lorena Borfă. Mulțumesc frumos, fiindcă la orice eveniment pe care noi îl creăm și încercăm să fim creativi, ne sunteți alături. Mulțumesc frumos și o invit pe colega mea astăzi de scenă, Monica Cotior. Să vă încânte! Mulțumim, doamnei președinte, mulțumim, doamnei director Adina Albu și mulțumim tuturor invitațiilor care au luat cuvântul. Simpozionul este organizat cu sprijinul partenerilor noștri. Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul de Medicină Bălți din Republica Moldova, Concept Care Solution Anglia, KBS Sabin Max Germania, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială, Universitatea Danubius din Galați, Școala Posticeală Sanitară Comunești, Școala Posticeală Ana Aslan Onești, Școala Posticeală Sanitară Grigore Ghica Vodă Iași, Crucea Roșie Bacău și nu în ultimul rând Serviciul Județean de Ambulanță Bacău. Mulțumim! Să ia cuvântul pe doamna medic specialist în sănătate publică, doctor în științe medicale, Lucaci Cecilia. Mai puține mesaje despre gândurile pozitive, ce rol au acestea asupra minții noastre și asupra sănătății noastre mentale. Am să spun despre stres foarte puțin, am să mă refer la un pasaj din cartea lui Joe Dispenza, Distrugeți obiceiurile nocive, în care descrie o căprioară care paște liniștită și care simte pericolul la un moment dat. Starea ei se pregătește imediat pentru luptă sau fugi. Este starea pe care stresul o induce în organism. Stresul este o modificare adaptativă pe scara filogenetică. Este benefic pentru organism, pentru noi și pentru toată lumea, pentru că ne pregătește pentru a fugi sau a lupta. Dăm cuvântul doamnei medic Aura Crețu, manager al Serviciului Județean de Ambulanță și doamnul didactic al Școlii Sanitare Posticeală Bacău. Și vreau să urăm și bun venit domnului doctor Cristian Andrei. Și având în vedere persoanele care sunt prezente, categoriile toate profesionale care sunt prezente, m-am gândit să mă adresez tuturor. Dar în calitate și de medic, și de manager, și de cadru didactic. Un triunghi, aș spune eu. Am ales această temă și vedeți că am pus acest măr pe care îl țin și acum în mână, pentru că, din punctul meu de vedere, este extrem de important. Și aproape zilnic cu toții ne gândim, sau dacă nu ne gândim, cel puțin auzim în mass media. Colegii, prietenii vorbindu-se despre stil de viață, despre alimentație sănătoasă, despre cum să ne păstrăm starea de sănătate, ce trebuie să facem ca să ne schimbăm sau să ne menținem starea de sănătate. Aș spune că sunteți oameni extraordinari înainte de toate. De ce spun lucrul acesta? În fiecare zi, fie că vă dați seama, fie că nu vă dați seama, salvați vieți. Fiecare în parte, salvați vieți. Este un lucru extraordinar. Este foarte adevărat că uneori, fără să ne dăm seama, distrugem vieți. Dragii mei, mâncăm de plăcere, credeți-mă. De plăcere mâncăm. Că dacă eu acum v-aș pune în față așa o farfurie și v-aș pune acolo o porție de soia, foarte sănătoasă și v-aș explica cât de sănătoasă ar fi pentru dumneavoastră să o serviți. N-ar avea un aspect foarte plăcut așa, adică n-ar avea o culoare extraordinară, n-ar fi
eu știu, aranjată foarte frumos în farfurie, ați mâncat-o? Poate eu știu câțiva dintre dumneavoastră m-ați ascultat. Și a zice, doamne, încerc, na, să văd și eu cum e, dacă zice că e așa de extraordinară, hai să o mănânc. Dar vă asigur că mâine n-ați mai mâncat. Holistică, unde completăm alături de nutriție, alături de alte, să zicem, eu cochetesc cu medicina tradițională chinezească, prin care să scoatem și cauzele îmbolnăvirilor. Nu este mai inteligent să scoatem cauza îmbolnăvirilor decât să tratăm simptomul? E o temă, da? Mai ales că se discută mult despre prevenție. De ce să mor dacă ai salvia grădină? În primul rând vreau să vă spun că Farmacia Naturii a studiat intens 7 plante biblice. Noi, acum vreo câțiva ani, în anul 2011, am lansat o carte cu 7 plante biblice bune la toate. Aceste 7 plante sunt și condiment, și medicament. Deliciul după amiezii a fost marcat de prezența făcută de domnul dr. Cristian Andrei pe tema Valori ale educației pentru sănătate. Astăzi îl aduc în fața dumneavoastră pe domnul dr. Cristian Andrei. Domnul se duce să spună elevilor, de exemplu, sau celorlalți care sunt educați de el, ceea ce crede el de cuvință. Și uită să-i întrebe pe oamenii ăia, ce sunteți, ce vă place, ce ați vrea, ce puteți, ce nu puteți. Și atunci, primul pas când se pune problema educației, este să pleci de la ceea ce omul acela este deja și are valoros înăuntru lui. Jean Piaget, cel care a pus fundamentul educației și științei învățării la copii, spunea că niciun copil, nicio persoană în dezvoltare, nu va învăța vreodată ceva fără să pornească de la ceea ce știe deja. Bineînțeles că știți ce e pedagogia, nu? Ce? Stați așa să mă mai apropii, că nu vreau să adormiți. Ce doamnă pedagogia? V-ați dat mie din arte, ce domnul? Dumneavoastră? Nu știu. Pedos, ce înseamnă? Pediatrie, pedos. Copil, copil. Și pedagogia? Am învățat, nu am învățat. Copil, pe copil. Bun, și atunci, andragogia. Androgen. Ce? De unde vin? Vine? Mai rău decât om. Bărbat. Bărbat. Da? Adică andragogia
este să-l înveți ceva pe bărbat. Elevul mediu se considera că singurii oameni sunt bărbații. De aici vine, înțelegeți? Eu, așa un cinism prea mare. Știți că în parcul Cismigiu, dacă intri dinspre Primăria Capitalei, este o poartă și acolo cânta. Dacă mă dau mai fi din fond, de la 1920 ceva, de la Coac, așa, și pe el este turnat în fontă un anunț mic, scrie așa: cântar de cântărit, oameni, femei și copii. Să vă duceți să vă uitați. Da? Adică multă vreme s-a crezut că oamenii sunt bărbații și dacă e de făcut ceva pe planeta asta, ei o să facă și restul mai târziu. Dacă omul, dacă tu îi spui iubitei tale, ești băiat și îi spui iubitei tale, te iubesc. Te crede? Dacă fața ta arată dezgust, și știți că foarte mulți părinți fac educația așa, vin obosiți de la serviciu și zic: hai cu mama, hai să facem lecțiile alea, hai! Și pe ea se vede că e obosită, că nu vrea nimic, că e... Și ăsta nu-i cum să preia mesajul pe care preia era care știe de dinainte să se nască. Asta știți cât de greu este să-i duci un doctor? Vorbesc foarte serios. Sincer. Dacă, hai că poți să educi sportivi, poți să educi marinari, poți să educi copii și chiar și adolescenți cum sunt exigențe. Măi frate, când te duci la doctor, știți de ce? Pentru că ei știu. Adică ce-mi spui tu mie? Pe un doctor trebuie să-mi bagi în ceață foarte încet ca să-și dea seama că nu era cum credea el. Ce valori are un primar? Ce-a mai? Secretara? Ceva? Ce educăm la copil? Vreau să zic că pentru a avea un copil sănătos, trebuie să educăm ceea ce copilul prețuiește de obicei. Nu ce prețuim noi. Abțineți-vă. Dacă pentru noastră sănătatea e importantă, pentru copil nu este. Sincer vorbind, nu te-a pus să-i vorbești copilului de sănătate, de moarte și de boală, pentru că nu-l interesează și nu pricepe. Dar dacă îi vorbești copilului despre joacă, cum este o joacă în mintea ta sănătoasă pentru copil? Este o joacă sigură, este o joacă curată, este o joacă în fair play cu ceilalți copii, nu? Este o joacă neplictisitoare și evolutivă, nu? Și atunci îți dai seama că dacă educi joaca copilului, îl faci mai sănătos. Noi nu asimilăm doar respirând și mâncând, asimilăm și înțelegând. De exemplu, un bărbat se căsătorește cu o femeie. De ce se căsătorește cu ea? Pentru că nu o înțelege. După care începe să o înțeleagă. Și într-o zi știe tot despre ea. Crede el. În momentul în care a ajuns să asimilezi tot ce se poate ști despre o persoană, persoana aia nu mai există. Se transformă într-un fotoliu. Sau, ce se duce la doctor? De ce credeți că un doctor nu-și ia amantă, o doctoriță și-și ia o asistentă? Hai că am venit să vorbim și despre asta. Nu credeți că chestia asta trebuie educată? Pentru că un bărbat care nu este mulțumit de el are nevoie de o persoană mai proastă. Așa crede el. Vă spun în față. Pentru că persoana aia a fost obișnuită să-i spună: da, domn doctor, să trăiți, așa o să facem și lui trebuie asta. Și atunci o domină, pentru că cu doctorița nu merge. Se ia un student, este băgat într-o cameră, este întrebat cât e ceasul, zice e 5, și după aia sunt băgați 5 colegi de lui în cameră, la intervale de câte 5-10 minute. Cărora le se spune: vedeți că este ora 4. Și intră ăștia și zic: băi, de-a mea s-a făcut ora 4. Asta nu, bă, că e 5. Bă, e 4, să zic. Și dacă au intrat toți 5 colegi și au spus că ora 4, ăsta își potrivește ceasul. Înțelegeți? Cât de important este să acționezi asupra grupului? Pentru că, de fapt, din grup vine și băutura, și fumatul, și agresivitatea, și degradarea, și misoginismul, toate vin din grup. Și dacă tu educi grupul din jurul omului, l-ai făcut omul ăsta. Bun. Cât e ceasul?
4. Haideți să aveți un mic instrument și să ne sănătoși. După orele 16, o mare parte din invitați au participat la o sesiune de prezentări științifice la sediul din strada Bicaz numărul 7. Începem chiar dacă mai devreme decât a fost programat, dar înțeleg nerăbdarea unor se întoarce acasă astăzi, după o zi plină, începem prezentarea domnilor în secțiune. Da. Pentru ziua de astăzi, secțiunea investigarea unor probleme vizând sănătatea mentală, sănătatea alimentației. Invităm alături de noi alimentația la elevi, da, cu titlu Alimentația la elevi, factor de influență asupra procesului de învățare și al sănătății, pe doamna profesor Natalia Iacoveț, de la Colegiul de Medicină din Bălți, Republica Moldova. Sănătatea este primordială, fiindcă educa. În primul rând, vă propun spre vizualizare un mic filmuleț, un pic umor, adică cum elevii noștri se alimentează la pauza ceas, care vin, pauza de prânz, care o constituie doar 20 de minute. Alimentația la elevi, factor de influență asupra procesului de învățare și asupra sănătății. Scopul medicului este să caute sănătatea. Boala o poate găsi oricine. Un stil de viață sănătos înseamnă, în primul rând, o alimentație sănătoasă. O rog pe doamna Papuc Laura, de la Școala Sanitară Pozicială Ana Slanonești, să vină să ne prezinte materialul cu titlu Alimentația Națională a Păznicilor. Interesant. Mergem la extreme, de la elev, la păznici. Mă numesc Petru Papu Paula, sunt eleva a Școlii Sanitare Evoluțiale în Slanomești, specializarea la sistem medical generalist, având ca și coordonator pe domnișoara dirigintă Alina Elena Radu și am ales ca temă alimentația națională a turisticilor. Vreau să completez un pic materialul care a fost foarte bine redactat. Meniul pe care l-ați pregătit, foarte interesant și bun, dar pentru un vârstnic care are o activitate medie, adică un vârstnic de la oraș, să spunem așa, care iese puțin, are grijă de nepoți, mai face câte ceva, cumpărător la piață. Întotdeauna trebuie să ne gândim că meniul pe care trebuie să-l pregătim acasă pentru noi sau altul, trebuie să ne influențeze în funcție de activitatea pe care o desfășurăm noi. Este extrem de important acest lucru și în funcție de zona, locația, pentru că un vârstnic la țară, dacă se ocupă și de grădină, are un efort mai mare și o să trebuiască cantitățile poate un pic mai mari. Va avea nevoie de un pic mai multe calorii. Bună ziua! Mă numesc Botezatul Diana Alexandra. Sunt eleva Școlii Sanitare Post-Liceale Ana Slanonești, de la specializarea asistent medical generalist. Tema lucrării mele se numește Excesul alimentar. Și am avut-o drept coordonator pe doamna dirigintă Alina Elena Radu. Proteinele sunt moleculele de bază ale materiei vii, care contribuie la dezvoltarea normală a organismului, mușchilor, părului, pielii, organelor interne. Unele proteine se află în sânge alături de hormoni, enzime și globule roșii. Proteinele sunt alcătuite din lanțuri de aminoacizi. Prin combinația aminoacizilor rezultă o varietate infinită de proteine. Adaptările fiziologice, metabolice și psihologice care însoțesc exercițiul regulat, susținut, cresc capacitatea și eficacitatea sistemului cardiovascular. Recomandarea pentru un anumit tip de activitate fizică, pentru un sport sau altul, interesează toate vârstele, dar beneficiarii principali sunt în special copiii, adolescenții și vârstnicii. Vă mulțumesc! Adică nu este suficient să ne ducem la piață ca să facem cumpărăturile, chit că este la un kilometru și jumătate, facem o pauză acolo, mai stăm și ne întoarcem cu autobuzul și mai vedem noi după amiază dacă ne mai ducem în vizită la nepoți sau ceva. Nu. Nu asta este sensul. Și, în general, poate vârstnicii fac mai multă mișcare decât noi. Bună ziua, mă numesc Elara Mădălinea, sunt eleva Școlii Sanitare Vozice Alea Ana Slanonești, specializarea asistent medical generalist.
Tema proiectului meu se numește Alimentația Rațională a Sudanului, iar ca drept coordonator am avut-o pe doamna dirigintă, Alina Elena Radu. Am ales această temă deoarece am un bebe acasă care mă așteaptă. Mulțumesc mult colegilor de la Onești, elevilor de la Onești, iar doamnei profesor care v-a îndrumat atât de frumos, îi dau diplomele voastre toate. Vă mulțumesc! Și felicitări cu elevilor! Și noi! Vă mulțumesc! Și felicitări! Și cu această ocazie vrem să-i transmitem și domnului Săchircă așa, mulțumim și că ne-a sprijinit în realizarea proiectului. Mulțumim frumos! Fumatul provoacă cancer pulmonar și care este letal și să spunem stop fumatului și cu cât ne lăsăm mai repede de fumat sau cei care fumează se vor bucura mai mulți ani de o sănătate mai bună. Și vă mulțumesc! O persoană care fumează un pachet de țigări pe zi pentru o perioadă lungă de timp, în momentul în care s-a lăsat de fumat, nu poate să prezintă că este o persoană sănătoasă. Îi trebuie minim 15 ani ca să ajungă din nou să aibă, din punct de vedere al aparatelor și sistemelor, să ajungă la nivelul la care era înainte. Persoanele cu sindrom Down, vreau numite mongoloiți, dar acesta este și aspectul acelor persoane cu sindrom Down. Iar ideea cea mai difuzată despre ei era cea de persoane retardate mental și care rămân dependente pe toată viața de persoanele care iau în întreținere. Ceilalți elevi nefumători sau oricine care dorea să intre să iasă, trebuia să treacă printre fumători, da? Fumau automat în mod pasiv. Plus, exista și presiunea grupului, să spun așa. Dacă cei mai cool sunt afară și fumează, eu dacă trec pe acolo și nu sunt ca ei, sunt automat catalogat drept fraier sau mai știu eu cum. Închideți-o! Încercați să vă goliți mintea, numărând începând cu 1 și continuați până în punctul în care simțiți că ați eliminat toate gândurile negative și simțiți că sunteți concentrați pe numărătoare. Acest joc, da, al vasului meu de sânge scoțând din, da, din schemă pulsul, la frecvența cardiacă și pulsația pulsului, nu-mi dă mie voie, da, să se lipească, da, acel strat de aterom de vasul meu de sânge. Da? Și cu asta am încheiat ca să trec. Am fost lăsat într-un timp de înainte, da? Ca să zic și titlul, da? Beneficiile antrenamentului aerob, da? Asupra aparatului cardiovascular și respirator. Vreau să felicit elevii, vreau să felicit cadrele didactice și vreau să felicit coordonatorii. Acolo în colț mă uit și la Mihaiana, care a mai rămas, colega noastră, profesorul de psihologie. Felicit pe doamna profesor, aici mi-a plăcut lucrarea dumneavoastră și o să vă întreb ce specializare aveți imediat în pauză. Deci asta cu mi se vă întreb. Mulțumim, o să spun partenerilor de la Colegiul de Medicină Bălți. Felicitări, domnișoară. Îl felicit pe George, o prezentare de excepție. Spunea doamna profesor acolo în colț, doamna la Duma, că a stresat-o cu întrebări și cu, a fost chiar o preocupare, o implicare și mi-a plăcut. Fiindcă n-am putut zilele astea să trec printre picioarele voastre pe aici, de să-mi fac treaba. Și vă mulțumesc la toți, doamne director, pentru ideea acestui simpozion. Cum spuneam și astăzi la Filarmonica Mihail Zora, este creația doamnei director și vreau să o felicitați încă o dată. Implementarea doamnei. Da, și mulțumesc și sponsorilor noștri că fără dumnealor poate nu ar fi fost de așa amvergură și cui trebuie să mai mulțumesc? Dumneavoastră. PR-ului aici de față, da, colegii noastre Andra.
felicit și pe Anca că a mai rămas din stafful. Felicit și pe domnul jurist aici de față. O să spun domnul profesor, care și statul de profesor aici la noi. Și doamna doctor, ce să vă mai felicit că dumneavoastră sunteți de-al casei. Vă spun în culise, da? Mulțumim frumos!